told me she'll never fall in love. Mulțumesc! Daria este un copil foarte cuminte și foarte sensibil. Este un copil minunat, așa cum mi-am dorit eu și cum probabil și-ar dori orice mamă. Este un copil care mi-aduce foarte multe satisfacții și pe care îl apreciez foarte mult. Cel mai mare vis al meu, pe lângă faptul că îmi doresc să câștig Kissinga, orice concurent, mi-aș dori extrem de mult să fiu protagonista unui film sau unui serial în care să cânt, să dansez și să joc la pachet, așa. Ești foarte talentată. Mulțumesc. Foarte. Și se vede că iubești ceea ce faci și se vede că îți dorești să fii cântăreață și ai atitudine, ești frumoasă, ai voce, le ai pe toate, bravo. Daria, ce să zic? Aștept să văd cum o să cânți o piesă compusă de tatăl tău. Grea provocare. Da. Wilmark, ce părere ai? Eu zic că asta este ceea ce căutam noi. Oameni care știu să și cânte, care știu să se exprime pe scenă. Momentul tău a fost unul extraordinar de frumos. Mulțumesc! Te felicit! Carisma, carisma! Da, merită aplauzele noastre! Da, mulțumesc! Pot să plec? Da, poți! Da. Dacă poți. Plec, dar să ne lași! Îl iau și pe ăsta cu mine dacă plec. Da. Nu. Lasă-l acolo. Trofeul iau cu mine. Lasă-l. Nu. Trec. N-am ce face. Nu pot să... Vă las să faceți prostii la masă aici. Nu se poate. Domnul Cotabin, vă rug. Nu pot să dau așa la oricine, oricând, oricum. Vă duc eu personal și cafeaua. Lăsați. Fără chestii de genul ăsta, da? Nu ne lăsați acum momentele astea grele. Fata asta este emoționat. Nu plecați cu trofeu. Cel mai bine ar fi să veniți. Nu pot să vin. Să-i dați! Te rog frumos, ia de aceea. Vă rog! Felicitări, Daria! Felicitări! Bravo! Felicitări! Superbă. Frumoasă. Te felicit, bravo. Au fost foarte mari emoții, nu pot să-mi explic. Cred că au fost cele mai mari emoții din viața mea atunci. N-am mai trăit așa ceva.